Pe un grup de Facebook de aici din zonă se văita o doamnă că vecinii ei au dat drumul la muzică foarte tare pe la 4 și jumătate după amiaza și e deja 7 și ei nu mai termină cu muzica și ea nu-și poate auzi nici gândurile. Și i-am spus că e norocoasă că aude muzică și nu ce aud eu. Că de-aia am și făcut videoclip și nu am scris, pentru că vecinul meu, suntem prieteni pe Facebook și n-aș vrea să vadă totuși, pentru că nu vreau să se supere pe mine și nu vreau să creadă că am ceva cu el. În fiecare weekend iese afară în curte și tunde iarba și face mașina aia o gălăgie de am senzația că e în casă la mine și că tunde covorul din sufragerie.